Bună ziua, dragi prieteni din Berbec! Haideți să facem horoscopul pentru dumneavoastră, pentru luna iunie. Să începem cu general prima dată. Văd că dumneavoastră sunteți ocupați în această lună cu familia dumneavoastră, probabil. Vă interesează foarte mult partea financiară, profesională, dar mai mult familia și dragostea. Văd că dacă dumneavoastră aveți o problemă de sănătate, văd că veți avea un progres dacă sunteți în terapie, văd că vă gândiți foarte mult la trecut, vă întâlniți cu cineva din trecut, probabil, sau aveți o nouă dragoste, sau și vine cineva din trecut și trebuie să rezolvați acea problemă, rezolvați ceva vechi, o situație veche. Văd că în sănătate trebuie să vă relaxați mai mult, să dormiți mai mult. Apoi, financiar vă stă foarte bine, veți avea progres financiar, progres profesional, o schimbare în afaceri, ajutor din partea familiei, din partea asociațiilor, dacă aveți asociați. Unii aveți mai multe surse de venit. La sfârșitul lunii primiți o sumă de bani neașteptată. Dacă sunteți singuri, văd că veți avea o întâlnire romantică, vă gândiți foarte mult la dragoste, multă pasiune, o dragoste foarte intensă. Apoi, văd că cei care studiază vor avea examene și aceste examene vor fi cu succes. Unii nu puteți accepta o schimbare, parcă aveți o durere din trecut și nu puteți trece peste această durere, dar trebuie să vedeți mai încolo de limitele dumneavoastră care vi le impuneți singuri și atunci vă veți atinge scopul. Trebuie să faceți astăzi totul, să nu amânați nimic. Apoi, văd un blocaj sau ceva care se schimbă brusc. Poate un șef nou vine în firma dumneavoastră sau unde lucrați, sau firma se vinde, aparține altor persoane. Vă mutați în alt oraș datorită serviciului. Schimbările de lungă durată le veți face și aceste schimbări vă fi în bine, pentru că vă vor aduce foarte multă fericire. Mai văd alții care au afaceri micuțe, care studiază foarte mult pentru afacere, poate să se extindă. Văd mult noroc la bani și în dragoste. Mi-apare prima carte, Dragostea, arată că în relația dumneavoastră trebuie să alegeți în dragoste, dar poate să fie și că unele persoane aveți relații, deci în trio, deci poate sunteți singuri și aveți pe cineva care este căsătorită, sau sunteți căsătoriți și aveți alte persoane și această relație nu va merge foarte bine, se va sfârși sau va fi un început și un sfârșit, apoi se vede întoarcerea norocului, trebuie să aveți grijă să nu vă faceți rău singuri, apoi văd că unii sau unele ieșiți dintr-un trecut întunecat spre un nou început, unde toate încep să ia formă, dar sunt săriți, cum să zic eu, în necunoscut, doar din instinct faceți lucrurile, nu conștientizați foarte mult, faceți lucrurile nu chiar logic și doriți să vă mutați, probabil, unele persoane într-o altă casă, să faceți multe schimbări în viața dumneavoastră. Apoi, am tras și două rune pentru dumneavoastră. Aceste rune, vedeți că sunt prima rună, Inguz se numește și arată noi începuturi, deci exact ca și în cărțile de tarot. Trebuie să te schimbi, da?
dar să și împarți. Cauți armonie în dragoste, în relațiile tale, dorești să te simți, să te simți dorită, da? Vei începe un drum nou, o relație nouă, o viață nouă, se termină o perioadă foarte grea pentru unele persoane, totul va fi clar și liniștit. Asta nu e pentru toată lumea, da? La care se potrivește doar. Dacă nu se potrivește, să vă asculta semnul ascendent. Trebuie să fiți cu picioarele pe pământ, să vă îndepărtați de situații nedorite. Veți completa orice proiect al vieții dumneavoastră. Unii vă asociați, următoarea rună este Hebo, da? Înseamnă asocieri, daruri, norocul care vă surâde. Vin surprize foarte plăcute, ceva pozitiv vine către dumneavoastră, ceva ce meritați dumneavoastră. Primiți recompensă, promoții în serviciu, recunoștință, speranțe, bucurii. Da? La fel și cartea din runa, din rune, mi-a ieșit Fehu. Arată momente de bunăstare, care vă face mai singuri și mai puternici, bogăție, casă, siguranță. Așa. Apoi, prima carte care mi-a iasă din cărțile Normand pentru iunie, pentru berbec, este Cheia, care înseamnă că trebuie să luați niște decizii. În ce direcție să mergeți, ce să faceți, trebuie să aveți încredere în instinctele dumneavoastră și atunci vă veți atinge scopul și veți avea succes. Veți atinge succesul, da? Veți avea un triumf la serviciu, vise împlinite, aveți protecție foarte solidă, da? Protecție solidă, da, pentru că iasă casa, sprijinul familiei, în bani, în chestiuni de bani este foarte pozitiv, la fel și cheia și casa, echilibru economic, investiții care vă permit să faceți mai multe achiziții, poate să cumpărați o casă nouă sau o mașină, apoi în sănătate. Sunt cărți foarte pozitive. Dacă așteptați niște analize, vor ieși bine. Trebuie să fiți atenți la alimentație, da? Și la sfârșitul lunii văd că tot sănătatea va fi stabilă la dumneavoastră. Dar faceți foarte multe excese alimentare, unii dintre dumneavoastră, unii călătoriți, vreau să spun ultimele două cărți, dar poate să călătoriți și nu neapărat fizic, dar poate și spiritual, aveți multe, vă gândiți la tot ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră, ce schimbări trebuie să sunt necesare pentru a evolua profesional, pentru a vă asigura independența și libertatea dumneavoastră financiară, da? Apoi toate proiectele dumneavoastră încep să se miște, veți primi ajutorul din partea cuiva, prieten sau prieteni cu care vă veți împlini obiectivele dumneavoastră. Obiectivele dumneavoastră financiare, veniturile vor fi foarte bune, în creștere. Dar vor fi și ceva fluctuații monetare. Poate că vă veți întâlni cu niște prieteni de departe, poate vin la dumneavoastră, mergeți la ei, familie care vine. Relațiile familiare sunt foarte puternice, uniune în familie. Vă reîntâlniți cu unii membri care nu i-ați văzut de mult timp. Se schimbă rutina dumneavoastră, îmbunătățirea relațiilor de tot tipul, în dragoste. Haideți să vedem. În dragoste, cheia arată că aveți posibilitatea de a întâlni o pereche foarte repede și să formați o relație cu acea pereche, da? Dar apoi, din cauza că este dedesubtul cărții îndrăgostiților, s-ar putea să fie o pereche
care are pe cineva sau să ascundă care pe cineva și veți descoperi, pentru că cheia este un secret care îl veți descoperi în dragostea dumneavoastră, poate noua dragoste care v-am spus. Așa. Iar casa arată că cei singuri formează o nouă familie, poate va fi căsătorie, oricum armonie, da? Dacă ați avut o perioadă închisă, neagră, neînțelegeri în familie, acum va veni armonia înapoi în casa dumneavoastră. Barca, acest vapor, înseamnă că aveți momente romantice și foarte speciale pe care le împărțiți într-o călătorie, probabil, cu o persoană iubită sau o persoană iubită va forma parte din viața dumneavoastră. Această persoană poate fi din străinătate, care vine la dumneavoastră din exterior pentru a forma parte din viața dumneavoastră și din casa dumneavoastră, dar la fel cărțile de tarot ne spun să nu faceți din instinct, să nu vă aruncați fără să gândiți foarte bine ce aveți de făcut. Apoi, ultima carte, câinele, arată că aveți necesități emoționale și vă simțiți recompensat de apariția acestei persoane care vine în viața dumneavoastră. Trebuie să aveți grijă cu pasiunea din relația aceasta. Oricum va fi o relație de, cu fidelitate, armonie, dragoste, da? Și probabil femeia care va veni în viața dumneavoastră sau persoana, parcă mai mult pentru bărbați, această femeie vă va... Deci dorește chiar o relație, chiar o casă cu dumneavoastră. Deci este o persoană foarte sinceră. Dar și dacă sunteți femei și vine un bărbat la dumneavoastră, la fel va fi un partener sincer. Pentru unele persoane, da? Dar pentru altele v-am spus că s-ar putea să nu fie chiar sincer pentru că mi-a să un triunghi amoros. Haideți să vedem ce sfat ne dă cartea îngerilor. Cartea îngerilor ne spune că sunteți într-o îndoială, nu știți ce să alegeți, nu știți ce să faceți, pentru că oricum nu aveți destule informații, nu ați primit destule informații pentru problema la care vă gândiți, da? Și atunci trebuie să căutați mai multe informații, să întrebați pe cineva mai special sau pe cineva care știe mai multe, pe un specialist poate, depinde de ce situație aveți. Înainte să luați o decizie, trebuie să căutați mai multe informații, da? Să nu luați decizia încă, da? Cam atât pentru luna iunie, pentru berbec. Eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune!